Hai. Bună seara și bine ați venit, Codra, la Profanai cu probleme de matematică la algebră. Am pornit un pic de câteva ingreșiții, este vorba de darea în factor comun. Continuăm. Deci 9x pătrat y minus 9xy pătrat. Ce avem comun aici? Putem să scoatem pe 3xy. Așa este, 3xy pe lângă 1. Din tot ce un x rămâne, nu? X. Da. Minus 3. Minus 3. 3y. Cum a rămas? Da, 3y. Da. Următorul. Exercițiu 3 de la pagina 76. 3. 76. Da. 3 de la 76, care sună? 2x pe lângă x plus 1. 2x pe lângă x plus 1. Minus 3 pe lângă x plus 1. Egal cu. 3, așa. Scoatem x plus 1 un factor. Deci, x 1 plus 1 avem un avit. Da. Deci egal cu x plus 1. Egal cu x plus 1 pe lângă 2x. Așa. 2x. Minus 3. Minus 3, corect. Apoi. 5 pe lângă x minus 1. 5 pe lângă x minus 1. Minus x pe lângă x minus 1. Pe lângă x minus 1. Și egal cu? Tot așa scoatem un factor x minus 1. X minus 1 pe lângă? Pe lângă 5 minus x. 5 minus x, corect. Apoi. X pătrat pe lângă x plus 2. X pătrat pe lângă x plus 2. 2. Minus x pe lângă x plus 2. Așa. E x plus 2 factor comun. Da. X plus 2 pe lângă... putem să scoatem și un x. Hai, era ochiul și mai tare, dacă vedeai și x-ul. Hai să spunem și pe x în factor, nu? X pe lângă x, x plus 2. Da, și o să rămână x minus 1. Foarte tare, foarte tare. Deci scoți maxim ce se poate... Da, acum l-am văzut pe X. Da? Deci maxim cu putință scoatem, da? Mai următorul. 8X pe lângă 2X plus 1. Minus 4 pe lângă 2X plus 1. Egal cu? Maxim cu putință. Pe 2x plus 1 și un 4. 4 pe lângă 4 2x. 4 pe lângă 2x, da? 2x plus 1. Da. 4 pe lângă 2x plus 1, pe lângă, ce-a rămas din primul? 2x, sigur că da. 2x minus 1. 2x minus 1, bine. Următorul? Păi, de unde mai mult? Deci 8x, Miruna, 8x pe lângă 2x plus 1, da, minus 4 pe lângă 2x plus 1, da. Poți să scoți în 2 pași, da, dar poți să scoți deodată, maxim cu putință. Corect. 3x pe lângă 3x minus 1, minus 6x pătrat pe lângă 3x minus 1. Pe lângă 3x minus 1. Și egal cu? 3x minus 1, scoatem un factor și 3x. Și o să, de fapt, scoatem așa, 3x pe lângă 3x minus 1. Deci vine 3x pe lângă 3x minus 1, pe lângă... Pe lângă 1. Perfect, 1 minus... Minus 2x. 1 minus 2x. Minus 2x. Exercițiu 4 de la pagina 76. 4 de la... 76. 76, x minus 2 la pătrat, minus 3 pe lângă x minus 2, minus 3 pe lângă x minus 2, plus 2x pe lângă x minus 2. 2x pe lângă x minus 2. Tot să descompunem. Da. Factor comun. Factor comun x minus 2. Așa. Deci x minus 2 la un capul la celălalt. Da. Da. X minus 2 pe lângă. X minus 2 pe lângă, din primul rămâne x minus 2. Corect, un x minus 2. Un x minus 2, din al doilea rămâne 3. Minus 3. Minus 3. Minus 3. Da. Minus 3. Și din ultimul rămâne
2x. Plus 2x. I-am mai pus în paranteze cu gândul că poate și ceva mulțit acolo, da, dar n-a fost să fie, da? Deci acum e egal, x minus 2 pe lângă. Pe lângă x minus 2. Păi facem x și cu 2x. 3x. 3x, da. Minus 5. Da? 3x adică minus 5. 5. Acum, din nou. 5 pe lângă 2x plus 1. 2x plus 1. Minus x pe lângă 2x plus 1. Plus 2x plus 1 la a doua. Păi scoatem din tot 2x plus 1. De la un capul la altul, da? Da. Și vine 2x plus 1 pe lângă. 2x plus 1 pe lângă, din prima rămâne 5. Da. Minus x. Da. Da, 5 minus x și plus 1. Plus 2x plus 1. Era pătrat, aici e pătrat. Da, plus 2x plus 1, da. Plus 2x plus 1. Și egal cu 2x plus 1. Egal cu 2x plus 1 pe lângă 6 minus... Mă, nu. 6 plus x. X plus 6, da? Da. Totul ăla este 6 plus x sau x plus 6. Alte chestii. 6 de la pagina 76. Minus 4x minus 4y plus ax plus ay. Tot să descompunem. Păi scoatem factor comun pe 4, cu minus 4x și minus 4y. Atenție! Nu poți să scoți minus 4x și minus 4y, nu înțeleg. Din primele scoate minus 4, din minus 4. Deci din primele două, din primii doi termeni pe minus 4 și prin din următorii pe A. Și zici, zi-mi, devine minus 4 egal pe lângă. Egal cu minus 4 pe lângă x minus y. Atenție! X plus y. De ce? Pentru că vezi tu, când înmulțim, vine minus 4y ori minus. Dacă lăsai cu minus, vine minus ori minus, vine plus 4y. Da. Dacă ar fi fost plus 4y, atunci tu puneai x minus y aici. Da? Da. Și plus a pe lângă? Plus a pe lângă x plus y. X plus y. Și acum mai departe. Iar scoatem factor comun. Pe care? Pe x plus y. Așa, deci vine x plus y. Egal cu x plus y pe lângă minus 4 plus a. Sau? Minus, a minus 4. A minus 4. Se mai putea face și altfel copii? Le-am făcut pe x, y. Le grupam 2 câte 2, aia cu x și aia cu y. Deci puteam să grupăm așa. Ia să facem varianta asta. Luăm minus 4x minus 4y plus ax plus ay egal cu, grupăm pe ăștia cu, ăștia cu x și ei rămas cu y, da? Și? De ce ne dăm factor? X, normal. Deci vine x pe lângă... X pe lângă minus 4. A minus 4. A minus 4. Da. Plus Y pe lângă A minus 4. A minus 4. Și A minus 4 factor comun. A minus 4 pe lângă X plus Y. X plus Y este același răspuns. Deci te orientezi așa fel încât important ca data viitoare să poți scoate factorul comun. Paranteză comună. Da. Să ai factorul comun, da? X pătrat minus X plus 3X minus 3 egal cu? X plus... Scoatem pe... X se grupăm? Cum? Sau cum? Că nu toți cu X. Mai este 3 fără X. Se grupăm? Sau cum vedeți voi acolo soluția? X pe lângă x minus 1. Ia să se face. Eu nu mă duce capul. Eu aș reduce termenii și vine x pătrat. 3x minus x face plus 2x. Minus 3. Așa. Și ce-ați făcut, domnule? Dacă mi-ar fi dat așa edificiu. Trebuia să-l duceți în ăla. Neapărat. Deci dacă ar fi dat autorul, ar fi fost dur cu noi, mi-ar fi zis așa, x pătrat, plus 2x minus 3, egal cu cine? Ca să puteți fi grupați. Minus 3. Nu, minus 3. Minus 3. Eu le-au de aici acum.
Sperea să duceți și în cerbă. Și tu ești înnebunit și zici, băi, n-am nicio șansă, ce nu pot grupa. Hai să-l zic pe 2x ăsta ca fiind 3x minus x. De unde ar veni asta? De unde ar veni ideea asta? Da. Din nevoia ca să te poți descurca. Ai nevoie de 3x ca să scoți pe 3 în factor comun. Deci pe 2x ăsta scrie ca fiind 3x minus x. Pentru că ai nevoie, minus 3 acolo și ai nevoie de 3x. Știi, deci așa tu nu te poți mișca deloc. Ori așa, ori pe umbri la 3, ca să zici lui 3, lui minus 3, minus 2 și minus 1. Corect. Undeva umbli. Hai să mergem pe varianta asta, 3x minus x, când mergi și varianta aceea. Deci vă dau acum, este varianta grea a ieșitului. Că tu trebuie să găsești ideea ca să faci descompunerea aceea pentru a scoate în factor comun. Deci zicem acum. Deci lucrăm cu mineatacii, grupăm pe primii 2 și pe ultimii 2 sau cum ați văzut voi? Da. Da. Din primii 2 scoatem pe x, vorbiți x, mai. Din primii 2 scoatem pe x. Deci x pe lângă a de x pe lângă x, x minus 1. X pe lângă x minus 1. Plus 3 pe lângă. Plus 3 pe lângă x minus, x minus 1. Și egal mai departe cu? Egal cu, iar scoatem x minus 1. Pe lângă x plus 3. Hai mai. X plus 3. Și asta ar fi forma. Dacă vi s-ar fi dat așa, acum, după reușita de sus, îl scriem pe acest 2x ca 3x minus x, nu? Deci egal mai departe cu x pătrat minus x plus 3x minus 3 și puncte, mergem pe culoarul acela. Sau, cum ați zis dumneavoastră. Sau, au altă variantă, umblăm la 3 aici și vine x pătrat plus 2x plus 2x minus 2 minus 1 și grupăm și 2x minus 2 facem o echipă, pe 1 îl ducem aici. Aha. Și zicem egal cu x pătrat minus 1, o echipă, plus 2 pe lângă x minus 1. Corect. Și egal cu? Egal cu x minus 1, factor comun. De unde aveți tot pe x minus 1? Nu-l văd. Îl lucrăm. Aici e x pătrat minus 1. Care e x minus 1, cu cât e egal acolo? X pătrat minus 1. A la a doua minus b la a doua. Cu cine e egal a la a doua minus b la a doua, Mirna? A la a doua minus b la a doua cu... A minus b pe lângă a doua. Și în cazul nostru? Cazul nostru e la a doua. X minus 1. X minus 1 pe lângă x plus 1. Așa scrie ca fiind x minus 1 pe lângă x plus 1. Da? Da. Numai ăștia mulțit a minus b pe lângă a plus b face a la a doua minus b la a doua, adică x pătrat minus 1. Și o să scriem așa, x minus 1. Pe lângă x plus 1. Plus 2x minus 1. Plus 2 pe lângă x minus 1. 2 pe lângă x minus 1. Și acum x minus 1 iese odată din nou un factor și face x minus 1 pe lângă x plus 1 plus 2. Plus 2, corect. Da? Plus 2 de aici. Și x minus 1 pe lângă... Și este egal 3. Cu? Deci egal mai departe cu x minus 1 pe lângă x plus 3. Atunci mai mult. Așteptați și ieșiți de genul ăsta. Corect. Deci cât de curând, după ce vă obișnuiți cu asta, iată să vă mă dau eu acum un exercițiu. Avem următorul exercițiu, urmă. Au așa, da. Da? Numai manevră de acestea făcute, da. Bun. Mai avem aici x la a treia minus... asta nu e loc. Ștergem tabla acolo ca să... X la a treia minus x la a doua. Eu fac aici exercițiul și tu te rog să ștergi. Deci care este? Citește. X la 3 minus x la 2. X la 3 minus x la 2. Minus 5x plus 5. Minus 5x plus 5, 5. Da. Îi grupăm pe primii 2. Da. Și pe ultimii 2. Da. Și o să fie x pătrat pe lângă x minus 1. Deci x pătrat pe lângă x, x minus 1. 1 minus... 5 pe lângă x plus 1. Eh, mincinosule. Adică? X minus 1. X minus 1. Ai scos pe minus 5 și vine x minus 1. X minus 1. Corect. Egal cu? Egal cu scoatem x minus 1 factor comun. Și scoatem pe x minus 1 factor comun. Va fi x minus 1 pe lângă? X minus 1 pe lângă x pătrat. X pătrat. Minus 5. Minus 5. Da? Deci vine da. X minus 1 pe lângă x pătrat minus 5.
Miruna, mai este? X plus 6 de la pagina 67. 6 de la pagina 77. Deci 7 de la? 6 de la pagina 77. 7 de 7, da. X plus 3 la a doua minus 4. X plus 3 la a doua. Tot la a doua. Minus 4. Minus 4, egal cu. X plus 3 la a doua minus 2 la a doua. Să descompunem pe 4. Că... pe 4 să se vede ca 2 la a doua. Da. Și apare X plus 3 totul la a doua. Totul la a doua minus 2 la a doua. Și acum ce gândim? A la a doua minus 2 la a doua, adică... A la a doua minus 2 la face locul 1 minus 2, pentru că locul 1 plus celălalt. Mm-hmm. Locul 2, da? Deci va face A de cât? X plus 3 minus 2, adică locul 1 minus locul 2, locul 1 minus locul 2, da. Pe lângă... pe lângă X plus 3 plus 2. X plus 3 plus 2. Și facem, calculul îl facem, și va fi X... X pătrat. Nu mulțim, mai nu ne toașim înapoi, mă. A. 3 minus 2. 1. Bine, X plus 1. X plus 1, pe lângă X... plus 5. X plus 5. X plus 1, pe lângă X plus 5. La 6, B. X minus 3 la a doua. Deci face... am zis X plus 3 tot la a doua minus 4, l-am făcut, da? Da. Acum. X minus 3 tot la a doua. Da. Minus 25. Minus 25. Adi? Puteți să scriem pe 25 ca fiind 5 la a doua. Sigur că da, așa o să fie. Și o să fie X minus 3 totul la a doua minus 5 la a doua. Și o să fie... X minus 3 totul la a doua minus 5 la a doua. Da, egal cu X minus 3. X minus 3 minus 5. Da, X minus 3 minus 5. Pe lângă X minus 3 plus 5. Și o să fie egal cu X plus 1. Cum un plus 1? Nu. Anca. La nivelul Anca, asta vreau să spun. Minus 3 minus 5? Minus 2. Anca? Nu. Minus 8. Nu poate, bă, să faci asta, mă. Mai tăiat respirația. Minus 3, minus 5, minus 8. Minus 8. Dar nu se vede bine la tablă? Bă, da. Păi, acolo e treabă, nu se poate. Deci X minus 8. Știi ce am zis la Anca? Mai vin după ce învață semn. Nu ne învață, nu mai vin. Și uite, nu mai vin. Ăsta este motivul. Pe lângă X... acolo cât face? X plus 2. X plus 2. Altul. X plus 2 tot la a doua. Minus 16. Minus 16 e egal cu? X plus 2 tot la a doua. Minus 4 la a doua. Da. Egal cu X plus 2 minus 4. Da. Pe lângă X plus 2 plus 4, da, egal cu X minus 2, da, pe lângă X plus 6. Perfect. X minus 5 totul la a doua. X minus 5 totul la a doua. Minus 81. Egal cu? Egal cu X minus 5 totul la a doua, minus 9 la a doua, egal cu X minus 5 minus 9, pe lângă X minus 5 plus 9, egal cu X minus 14. Hai, hai. Pe lângă X plus 4. Altul. X plus 5 totul la a doua. Minus 4X la a doua. X plus 5 minus 4X
acum? X plus y minus 4x pe lângă x plus y plus 4x. Păi da. Nu. Nu e de fapt. Pe 4 să scrie ca fiind... Nu e la a doua? Da. Deci vinem x plus 5... Totul la a doua. Totul la a doua. Minus. Minus. 2x. 2 la a doua. 2x. La a doua. La a doua. Care să scrie 2x totul la a doua. Da, corect. Așa, Miruna, trebuie să vedem, ca să fie diferența două pătrate. Mm-hmm. Da? Și egal, egal acum acum. Așa scrie. Egal cu... Ca să zică și Miruna. Te rog, Miruna. Și egal cu x plus 5 minus 2x. Da. Pe lângă x plus 5 minus plus 2x. Plus 2x. Și egal mai departe, finalizăm. Egal cu 5 minus x. 5 minus x, corect. Pe lângă 3x plus 5. Plus 5. Alte greșiți, eu? X minus 7 totul la a doua. Minus 9x la a doua. Tot mi-e rămâna, dacă vedem. Da. X minus 7 ani. Să scriem ca... 9 ca fiind 3. Adică lasă tot pe Miruna, de rog. Da. 9 ca fiind 3 la a doua. Adică spui deodată. X minus 7, da, X minus 7 minus 3. Nu, X minus 7 la a doua minus. X minus 7 la a doua minus 3X la a doua. Așa? Totul la a doua. Uite așa. Da. Așa vreau să scriu. Și egal cu... Acum zici cu cine e egal. Și egal cu X minus 7 minus 3X. Ori x minus 7 plus 3x. X minus 7 plus 3x. Și finalizăm. Egal cu minus 7 minus 2x. Minus 7 minus 2x. Și minus 7... Pe lângă, totul pe lângă. Pe lângă, totul pe lângă. Minus 7 plus 4x. Minus 7 plus 4x. Și egal mai departe, minus 1, mai vreau finalizare la el. Dăm factorul pe minus 7 minus 2. Deci, ce scoatem un factor de aici, din paranteza asta? O zi minus 7 și minus 2. Nu. Un minus. Doar un minus. Scoatem un minus 1 în față. Cum ar fi minus pe lângă? Ce minus pe lângă și în paranteză ce devine? Plus 2x. Sau 2x plus 7. Da, da. Doar e comutativ, nu? 2x plus 7. Da. Pe lângă, Miruna. Minus 7 minus 4x. Minus pe lângă 7 plus 4, scoate și aici. Dacă se scoate și aici, atunci ar vine aici. Minus 1. Minus 1 și cu minusul ăsta ar fi plus 1. Nu? Aici e deja un minus din paranteza asta, scoți alt minus. Da. Și atunci ar fi 7 minus 4x în paranteză. Și se anulează pe astea, cu minus cu minus, la mulțire face plus. Pe lângă 7. 7 minus 4x. 7 minus 4x. Deci 2x plus 7 lângă 7 minus 4x. Am făcut aceea să ghișiți. Și atunci punem plus acolo, dăm plus. Unde? Aici îl ștergem, da? Așa, da. Îl ștergem. Am insistat pe chestia asta ca să vedeți că se scoate câte un minus din fiecare paranteză. Nu comun. Nu dacă se scoate un minus din toate paranteze. Că iată, dintr-una și cu cealaltă se anulează. Asta e greșeală frecventă care se face. Când zici scoatem pe minus un factor comun, îl scoate și din prima paranteză și din a doua. Dar de fapt comite o greșeală gravă. Că minusul acela din prima și cu minusul celălalt, minus ori minus face plus. Minus. Și se schimbă semne. Deci da, aici se... fiecare se suportă. Da. Fiecare paranteză suportă. Da? Bine. 4 pe lângă x minus 1 totul la a doua. 4 pe lângă x minus 1 totul la a doua. Minus 9. Minus 9. Dacă vreți tot Miruna, domnule. Tot pe Miruna vreau. Pe 4 scriem ca 2 la 2. Da, și atunci o să spunem... 2 pe lângă x minus 1. 2 pe lângă x minus 1, Miruna, într-o paranteză dreaptă, totul la 2, ca să fie clar pentru toată lumea. Da. Minus? Minus 3 la 2. Minus 3 la 2. Așa cum Adi, egal mai departe. Egal cu... 2 x minus... 2 pe lângă. 2 pe lângă. Locul 1, minus da. 3. 2 pe lângă x minus 1, minus 3. Pe totul pe lângă. Totul pe lângă. O altă paranteză dreaptă. 2x. 2 pe lângă. 2 pe lângă x minus 1. 2 pe lângă x minus plus 3. 1. Plus 3. Și acum egal mai departe, lucrăm. Egal cu... Deci facem acolo pe egal. Și ar veni 2x minus 1. Minus 2.
Minus 2. Hai, înțelegi cu 2 pe amândoi, toți termini în paranteză. 2x minus 2. Da, deci 2x minus 2. Minus 3. Pe lângă. Pe lângă 2x minus 2 plus 3. Plus 3. Și egal mai departe cu? Egal cu 2x minus 5. 2x minus 5. Pe lângă 2x, ăsta, 2x plus 1. Da. Și mai avem 1, 9 pe lângă x minus 2 totul la a doua. 9 pe lângă x minus? X minus 2 totul la a doua. Minus 25x pătrat. Cine lucrează? Mirona din nou. Hai, egal cu 3 la 2, 3x, 3 pe lângă x minus 2 tot la 2. Așa, deci 3 pe lângă x minus 2 totul la 2, uite așa pun într-o paranteză dreaptă. Minus 5 x totul la 2. 5x totul la 2, așa cum are de continuu, egal cu? Egal cu 3 pe lângă x minus 2. 3 pe lângă x minus 2. 2 minus 5x. Minus 5x, totul într-o paranteză totul dreaptă. Într-o paranteză dreaptă, pe da. Lângă, totul deschidem paranteză dreaptă, 3 pe lângă x minus 2 plus 5x. Plus 5x. Deschide paranteză dreaptă. Și egal cu lucrăm. Egal cu 3x minus 6. Da, 3x minus 6. 3 minus 6 minus 5x. Pe lângă 3x minus 6. 3x minus 6. Plus 5x. Egal cu minus 6 minus 2x. Cât face minus 6? Da, minus 6 minus 2x. Minus 2x. Minus 6 minus 2x pe lângă? Pe lângă minus 6 plus 2x. Plus? Plus 8x. Păi da, atenție multă, 3 cu 5, 8. 8. E aruncat 2x și te îngropate ghești. Exact. Da? 8x, adică n-ai voie să intri în pauză. Corect. Deci n-am nu vreau să spun, când ai greșit o chestie de asta, parcă ai intrat în pauză. Eu nu mi-ai explicat, zici, 6, 3 cu 5, fac 2. El a văzut în prima paranteză minus 6 minus 2 și a crezut că și în a doua e minus 6 plus 2, știți? Nu? Da. Ați da, înțeles, domnul profesor? Nu faci așa mecanic. Ci concret, pe e greșit să lucră. Corect. Egal mai departe cu cine are. Egal cu dă minus factor comun și o să fie 6 plus 2x. Minus pe lângă 6 plus 2x. Da, minus. Da. Și de a doua îl dăm și pe ala pe minus? Dăm și acolo ca să se alămezi da, pe da, ca să fie plus. Ca să, da. În final să fie plus pe lângă? Pe lângă 6 minus 8x. Minus 8x. Și minusul acum aș pierde calitate, da? Corect. Îi prezintă 7 de la pagina 77. Da. De 7 de la? 7 de 7. Care sună bun? Descompuneți. 4 minus. 4 minus. X minus 3 totul la 2. X minus 3 totul la 2. Egal cu. Cine vorbește, domnul Frunză? Hai să vedem, Radi, să-l vezi și pe el ca inițiativă. Da. A, pe 4 putem să scriem ca fiind 2 la a doua. Corect. Și egal cu 2 la a doua minus x minus 3 totul la a doua egal... Egal cu Miruna. Miruna. 2 minus x minus 3 totul la a doua. 2? 2 minus x minus 3 pe lângă 2 plus x minus 3. Atenție, 2 minus ce se fac în x minus 3. X minus 3 pun în paranteză sau nu? Da. Da sau nu? Da. Deci, important. Păi, 2 minus x minus 3 într-o paranteză, așa îmi gândesc. Da. Și tot într-o paranteză dreaptă, așa vreau să spun, da? Da. Pe lângă? 2 plus x minus 3. 2 plus x minus 3. 2 plus x
minus 3 și egal adic mai departe, egal cu? Egal cu, desfacem parantezele și o să fie 2x. Cum 2x? Hai mai Adi, fii atent. 2 minus. 2 minus. Minus cine are? Aici minus în paranteză, mă. 2 minus x. 2 minus x. Plus. Păi plus. Nu știu cât, Adi. Și 6, că doar nu-i mulți 2 cu 3, mă. A, desfacem-o, da. Numai plus minusul 3. Acela schimbă semnul, mă. 2 minus x plus 3, într-o paranteză, pe lângă. 2 plus, hai. 2 plus... Mai avea rost, mai știu paranteza asta? Nu mai avea. Aici a avut rost. 2x sau important a fost aici, da? 2 plus x, x minus 3. Și egal mai departe, te rog. Egal cu... Hai, adu-ți-o. Minus x, ia-l întâi pe ăla. Minus x. Plus 5. Minus x plus 5. Mare prânză, stai. Des timpul de aiurea, mă. Minus x plus 5, pe totul pe lângă. Tot pe x pune el primul. X, x minus 1. Minus 1. Vezi că nu mai e Anca și acum tu pari din leneșul. Un pic mai energic și sunt pe egeșițiu. Stai pe egeșițiu când ești conectat acolo. Nu stai așa pasiv. Când stai pasiv, parcă stai la plajă. Exact. Hai cum. 36 minus. 36 minus. X plus 2, tot la 2. Egal cu. Cine vorbește? Miruna? 6 la 2 minus paranteze X plus 2 la 2. Da. Și egal cu 6 minus X minus 2. X minus... 6. Ia zice deodată. Deodată? Da. Eu sunt și eu de acord, dar eu zic să luăm mai, un pic mai ușor. Da? Și minus x plus 2, în paranteză. Da, ori 6 plus x plus 2. Pe lângă, totul pe lângă, se zice. Așa, da. 6 plus x plus 2. Aici sunt de acord că nu mai are niciun rost. Și egal cu 6 minus x minus 2. 6, Adi. 6 da. Minus x minus 2. Pe lângă 6. Hai, lasă. 6 cu 2, cât facem? 8? 8. 8 x plus 8. 8. X da, plus 8. 8. Egal mai departe cu? Egal cu 4, x minus 4 sau 4 minus x, cum se scrie? Cum? Hai, atenție, Adi. Ai zis cu? X minus 4. X minus 4. Mai întâi. Așa ai zis, în varianta asta e bine? Nu. Păi e minus 4 x. Minus 4 minus x. Deci corect este 6 minus 2 fac 4, 4 minus x. Și ai zis așa, 4 minus x sau x minus 4? Deci cum vrei scris? Adică chiar același lucru. Nu e același lucru. Nu. Deci 4 minus x. 4 minus x pe lângă x plus 8. Altul? 49 minus. Aici lucrezi tu, Adi. X minus 1, totul la 2. Cât x minus 1, totul la 2? Da. Avem așa, 49 e 7 la a doua. Da. Minus. Minus x plus... Minus. X minus 1, totul la a doua. X minus 1, da, totul la a doua. Da. Și acum e egal mai departe cu orice. Egal cu 7 minus x minus 1 într-o paranteză. Totul pe lângă. Totul pe lângă. 7 minus plus acum Adi. 7 da, plus x minus 1. Și egal cu? Egal cu 7 minus x, 7 minus x plus 1. Pe lângă 7 plus x minus 1. Da, și egal cu? Egal cu 8, hai. 8 minus x, te gândești acasă, mă. Nu. Păi 7 și cu 1 fac 8, exact, trebuie 8. Să mă stau și să mă pierd timpul. 8 minus x pe lângă? Pe lângă 6 plus x. Așa mai ai. Da, dacă v-aș fi dat așa, ești următor. 48 minus x pătrat plus 2x egal cu cine? Cum îl aranjați pe ăsta ca un pătrat perfect? Ca un produs de factori? Da.
Da. Sigur. Da. Da. Adună unul, nu? Nu am teme. Adună și scădem unul dacă vrei. Dar de ce ai zis să aduni? Să facem 49. Ca să faci 49. Cu ochii la 49. Bun. Deci zice 48 plus 1 minus 1, minunat, da? Corect. Minus x pătrat plus 2x. Și cam mai departe cu. Asta face 49, cum ai zis? E 49 minus x pătrat plus 2x minus 1. Și cam mai departe cu. 7 la 2 minus x la 2. Deci îi grupezi așa, nu? 7 la 2 minus x la 2, de acord, merg pe mâna ta. 7 la 2 minus x la 2 și rămân 2x, da, plus 2x minus 1 deoparte, da? Uh-huh. Și egal mai departe cu? 7 minus x pe lângă 7 plus x. Da, aici așa faci, 7 minus x pe lângă 7 plus x. Plus 2x minus 1. Plus 2x minus 1 rămân izolat. Nu te mai ajută. Deci nu e convenabilă ideea. Câte vreme, câte vreme după chestia asta care o visez ca la șoac, mutarea următoare, și îți vezi că nu poți să scoți 2x minus 1, nu faci mișcarea asta. Deci, înțeleg? Abandonezi. Altă idee. Deci mă întorc aici. Aici am rămas, n-a fost bună. Ideea care a avut-o tu, că nu mă duci spre produs de factori. Ia să vedem ce. Ce ne vine în minte? X plus 1 la a doua e x la a doua plus 2x plus 1. Da. Și 4, 7, x la a doua plus 2x minus 1 la te ajută? Deci te gândești, pui da, ochii pe ăștia. Pui ochii pe ăștia trei termeni. Dar e minus 1, ți ar trebui plus 1. Așa. Dar e și minus x pătrat. Atunci hai să scoatem un minus în factor. Deci 7 la a doua pe lângă minus pe lângă. Și în paranteză scoțăm minusul în factor, vine x pătrat, tot se transformă, nu minus, se schimbă semnul. Minus 2x. Minus 2x plus 1. O, oh, gata, l-ai aranjat. Și acolo se ia ca x plus 1 la a doua. X minus 1. X minus 1. X minus 1 la a doua. Deci va face 7 la a doua. Minus. Minus x minus 1 la a doua. Care tocmai ieșit de la început. Ați înțeles? Da. Eu ce am făcut? Eu am ridicat la pătrat aici. Trebuie să uită la ea de la ta, deci am ridicat la pătrat. Și a fost x pătrat minus 2x plus 1. Minusul meu a schimbat semnul. Minus x pătrat plus 2x. Minus 1. Din 49 a scăzut pe 1. Deci, 48. Și am dat 48 minus x pătrat plus 2x. Părea că sunt departe de ieșitul de aici. Nu? Dar era acela de sus, numai că l-am făcut calculul. Corect. Acum tu trebuie să fii creativ, să sesizezi că lui x pătrat, scoți un minus și vine minus pe lângă x pătrat plus 2x, minus 2x, îmi trebuie plus 1. Exact. Da? E minus 1 și plus 1. Adun și scad 1. Ei, fost cu inițiativă bună când ai adunat și scăzut 1 pentru 49, te-ai gândit bine, n-ai mai avut inițiativă aici. Să scoți minus în factor comun și să strângi binomul la pătrat. Da. Ca să apară diferență două pătrate. Cum? Da. Și văd. Alte chestii. 36 minus x plus 3 totul la pătrat. X plus 3 totul la pătrat. Adică. Egal cu 6 la 2 minus x plus 3 totul la 2 egal cu paranteză pătrată 6 minus x plus 3 într-o paranteză pe lângă 6 plus x plus 3 egal cu 6 minus x minus 3 pe minus lângă x minus 3 pe lângă. Da, pe lângă 6 plus x plus 3 și egal cu? Egal cu 3 minus x. Da.
3 minus x. Pe lângă 9 plus x. 9 plus x. Sau x plus 9, da? Da. 3 minus x pe lângă x plus 9. Și cât este următorul? Exercițiul 9 de la pagina 78. Ia să vedem, 9 de la 78. Descompuneți. X plus 3 la a doua minus x plus 4 la a doua. Noi suntem după formula a la a doua minus b la a doua. M-am uitat, 39. Da, mai aveam. Adică să scriem că x... Parcă ar fi ăsta la a doua minus ăsta la a doua. Da. După ce știm, punem o paranteză dreaptă și vine locul 3 minus locul 2. Adică x plus 3 minus x... x plus 3 minus în paranteză x plus 4. Minus x plus 4. Înmulțit cu... Înmulțit cu... Locul 1, x plus 3. Nu? Da. Adunat cu locul 2. Cu x plus 4. Egal cu? Egal cu x plus 3 minus x minus 4. X plus 3 minus x minus 4, totul pe lângă? Totul pe lângă x plus... Aici faci și calcul, 2x. 2x, da, corect. 2x plus 7. Așa, și egal cu x, x cu minus x se reduc și ar să fie minus 1. Minus 1 pe lângă 2x plus 7. Minus pe lângă 2x plus 7, da? Și egal mai departe, x altul. Plus 7 totul la a doua. X plus 7 totul la a doua, minus, minus, taci măi. Da, minus. X minus 3 totul la a doua. X minus 3 totul la a doua. Și este egal cu? Poți spune? Cât dacă tot am învățat? Da. E așa, X plus 7 pe lângă X minus, minus, X minus 3. Deci minus în paranteză, X minus 3. Păi da, paranteză. Da, pe lângă. Pe lângă x plus 7 minus x plus 3. Pe tot minus? A fost locul 1 minus locul 2? Acum e plus. Plus x. X minus 3. Minus 3. Și egal cu? Și egal cu... Cosmina, o veniți? Da. Cosmini, hai te rog, vin o cașă. Deci face cât? Vine x plus 7. X plus 7 minus x plus 3. Deci x plus 7 pe lângă minus x plus 3, tot într-o paranteză. Tot într-o paranteză. Tot într-o paranteză pe lângă 2x. 2x. 2x plus, bă, plus 4. Plus 4. Și egal mai departe. Egal cu x cu x reduc. Da, și o să 10. 10 pe lângă. 10 pe lângă 2x plus 4. Și egal mai departe, Adi, mai putem face ceva. Da, din paranteza aceea mai dăm pe... Facem factor comun pe 2. Mai facem și da, pe 2. 10 al 2, 20. Pe lângă. X plus 2. Corect. X plus 2. X minus 8 totul la a doua. X minus 8 totul la a doua. Hai să facem și într-un alt mod egeștiul acesta. Adică hai să luăm din nou. X plus 7 totul la a doua minus pe lângă X minus 3 totul la a doua. Adică să ridicăm la pătrat, muncim și vedem ce iese. Adică scriem așa X la a doua plus de 2 ori X ori 7. Deci X pătrat plus de 2 ori X ori 7 face 2X. 14X plus 49. Plus 49. Minus pe lângă. Minus pe lângă X la a doua. Da. Plus 2, 6. Minus. Da, minus 6 X. Plus 9. Și egal mai departe. Egal cu... primul îl copiem, prima parte. Da, x pătrat plus 14x plus 9 minus... Nu, plus 49 este. Plus 49, pardon. Minus x pătrat plus 6x minus 9. O să se reducă x pătrat cu minus x pătrat. Și în rest atâta. 14x cu 6x fac. 20x. 20x.
20x plus... Plus 40. 40. Da, 40. 40. Și dăm pe 20 în factor comun. 20 pe lângă x plus 4. X plus? X plus 2. 2. Am dat și pe am 20. Același lucru. Același lucru. Deci nu are importanță cum. Însă acolo s-a cerut a la a doua minus b la a doua. Corect, după formula asta. Da. După formula asta, dar nu greșim dacă facem și într-un mod și în altul. Într-un exercițiu nu suntem sancționați dacă facem în felul ăsta. Urmează după aceea, după formula asta, exercițiu. Da? Da. Și de aceea, probabil că le dă separat. Da. Și probabil... Dar am atras atenția că într-un exercițiu n-are importanță. Corect. Cum faci. Ce formulă aplicăm? Nu, și importanța ajunge la acel rezultat. Importanță, ai inițiativă să lucrezi într-un mod și să ai rezultat impune, corect. Da, nu ți impune formula, nu? Nu. Nici vorba. Păi tu să știi eu când cere să fac cu formula aceea, eu spun, lucrează. Dar dacă îmi spune. Dacă spune, dar tu alegi calea cea mai bună, care ți ție convenabilă. Diferența de pătrate acolo este convenabilă. De calea la pătrat, ține aseamnă. N-aș putea să zic, să spune că e mare diferență ca timp de lucru. Da. Nu? Ați văzut. Te rog. Da? Și care este acum? Da. Acum x minus 8 tot la a doua. Minus. Deci x minus 8 tot la a doua. Minus. X minus 5 tot la a doua. X minus 8 totul la a doua, minus... X minus 5 totul la a doua. Le facem bine amândouă metodele. Da, mai întâi prin prima. Hai din prima. Hai. Adică X minus 8, X minus 8 pe lângă X minus 5. X minus 8. Minus. Minus. În paranteză, X minus 5, așa este, da? Da, pe lângă X... minus 8, 8 plus, 2. Plus x minus 5. X, da. Și egal cum? La noi plus 5, plus 5. Păi, ai zis x minus 5, văd așa aici. Păi locul 1 minus locul 2 a fost x plus 5 sau x minus 5? X minus 5. X minus 5, exact așa cum a scris. Bun. Deci, adică este locul 1 minus locul 2. Da. E locul 3 plus locul 2. A, bun. A zis bine. Egal mai departe. Egal cu... x minus 8 minus x plus 5. X minus 8 minus x plus 5. Da. Totul pe lângă. Totul pe lângă. X minus 8 plus x minus 5. Deodată mă, 2x. Da, 2x minus 13. Minus 13. Și egal cu x cu x reduc aici. Egal, da, cu... egal cu minus 3, ba nu, minus 3, da, minus 3. Pe lângă 2x minus 13, da? Da. Hai să facem și pe probabil când la pătrat. Deci zicem, luăm din nou, x minus 8 la pătrat, minus pe lângă x minus 5 la pătrat, egal cu Miruna? Poți să spun. Nu, Miruna. X la a doua. Da. Minus 16x. Minus 16x. Plus 64. 64. Minus, deschide paranteza, x la a doua. Minus 10x. Plus 25. Și egal mai departe cu? X la a doua minus x la a doua. Să scriem, da? X la a doua minus 16x plus 64. Minus x la a doua. Plus 10x minus 25. Egal cu? Minus x la a doua cu x la a doua. Minus 16x cu 10x minus 6x. Minus 6x. Plus 64 cu minus 25 e... Hai! 64 minus 25. Păi, 49. 39. 39. Deci e plus sau minus? Plus. Plus 39. Și egal mai departe? Și egal mai departe...
Îmi fac 2 pe 3. Da. 3. Dar minus 3, să zicem, minus 3, 3 pe lângă. Lângă x minus... Pe lângă 2x, Miruna. Da, 2x minus 13. 13, e 39. Mai sigură și mai rapidă. Exact. Altul. 25 pe lângă x minus 1 totul la a doua. 25 pe lângă x minus 1 totul la a doua. Minus? Minus 49 pe lângă x plus 3 totul la a doua. X plus 3 totul la a doua. Egal cu... Cum mă scrim? Vreau prin ambele metode. Păi mai întâi 25 putem să scriem ca 50. La a doua și pe 4, 9, 7 la a doua. Adică o să spunem 5 pe lângă 5, x minus 1. Da, x minus 1 totul la a doua. Pe minus. Da. O paranteză 7 dreaptă. Pe 7 lângă. Pe lângă x plus 3 totul la a doua. Și acum suntem locul 1 și locul 2. Adică 5 pe lângă x minus 1. 5 da. Pe lângă x minus 1. Minus locul 2. Minus 7 pe lângă x plus 3. Și asta totul într-o paranteză dreaptă, înmulțit cu? Înmulțit cu 5 pe lângă x minus 1. 5 pe lângă x minus 1. Plus, plus 7. 7 pe lângă x plus 3. Și egal cu? Egal cu... desfacem paranteza 5 x 5x minus 5. Da. 5x minus 5. Cu minus 7x. Și minus 21, minus, da? Minus, da, 21. Pe lângă 5x minus 5. 5. Plus 7x. Plus 21. Plus 21. Și avem și... Și 5 minus 7x cât face? 5 minus 7 și cu 5... Minus 2x. 2. Ah, minus 2x, nu? Da, minus 2x. Minus 2x și minus 26. 26. Mai cu încredere și mai iute. Minus 26 pe lângă... Am terminat. Doisprezece x. Da. Plus 16, bună. Plus 16. Și egal mai departe, ce putem face din prima? Scoatem un minus. Un minus 2 chiar. Minus, da. Minus 2 pe lângă x. Minus 2 pe lângă x plus 13. X plus 13, plus, da? Da, X plus 13. Și în al doilea, ce putem scoate? Păi, tot un... Ce putem scoate? Un 2. Un 4, chiar. Că 12 și 16 au ca divizor un pe 4. Un 4, da. Și 4 ori 2 de aici face 8. 8. Și atunci aici rămâne cât? Dacă scoate un 4. 3X. 3X plus 4. 4. Hai. Deci minus 8 pe lângă x plus 3 și pe lângă 3x plus 4. Miruna, hai să o facem și prin varianta cu ridicare la pătrat. Deci îl luăm din nou. 25 pe lângă x minus 1 la pătrat minus 49 pe lângă x plus 3 totul la pătrat egal cu? 25 ori x la a doua. 25 pe lângă? X la a doua. Da. Minus 2x. Minus 2x plus 1. Plus 1. Minus 49 pe lângă. Minus 49 pe lângă x la a doua. Da. Plus 6x plus 9. Plus 9 și egal mai departe cu? Și egal cu 25x la a doua. Spărat. Minus 25, minus 50x. Minus 50x. Plus 25. Plus 25. Minus 49x la a doua. Minus 49, 6x. Adică? Adică? 294, 294x.
294 x plus 49 ori 9. E minus 49 ori 9. Da, minus 49 ori 9. 81. 441. 441, da? Da. Și egal mai departe cu, hai să vedem, calculul. 294 cu... Nu, 25x pătrat cu 49x, minus 49x pătrat. E 49 minus 25, adică 24. Deci, semnul. Minus 24x pătrat. Minus 24x pătrat. Minus 294x cu 50x. 290, ar fi 294 plus 50x. Cât vine? 244, nu? 344. Asta e minus amândoi, da? Minus 344x. Minus 300? 44x. 44x. Plus 25 minus 441. Da. Adică... minus 416. Minus 416. Minus 416. Egal mai departe. Acum, ce am putea face aici? Să dăm fața cu pe 2. Chiar un 8, după ce vedem sus, ar trebui. Da. 8 da? Lângă... Chiar minus 8. Minus 8. Pe lângă. X plus 13. 24 împărțit la 8. 3. Da. 3. 3 x pătrat. 3 x. Așa, minus 344 împărțit la 8. 344 împărțit la 8. Minus 40, plus 43, minusul l-am scos în factor. Plus 43. Plus 43 x și? Minus, nu. 418. 52. Minus, plus 52, că am scos minusul. Mm-hmm. Plus 52. E cam mai departe cu. Trebuie să muncim acum. Că nu se vede, nu e în produs. E minus 8 pe lângă 3x pătrat plus 43x plus 52. Acum încep artificiul de calcul. Deci, trebuie să umblăm la 43x, să-l vedem descompus încât să poată să fie scris până la urmă x plus 13 pe lângă 3x plus 4. X-ul 3x, 3x la 2, deci 3x la 2 îl păstrăm. Îl avem, da. Plus 4x, ar avem. Plus 13 ori 3x. 39x cu 4. 43. Avem. 43. Deci pe 43 să scrim ca 39 și cu 4x. Da. Dar fi ca ai șansa asta de văzut acolo. De data asta e destul de greu. Deci egal mai departe cu cine zicem? Egal cu minus 8, pe lângă 3x pătrat, 3x pătrat, plus 58. 58. Să terminăm pe asta? Da. Plus 3x pătrat, plus cât? 39x, 4x, plus 52. Și va contesti ca minus 8 pe lângă x. Din ăștia doi putem grupa, să scoatem un 3. Da. Deci minus 8 pe lângă x plus 13. Deci vine minus 8. Pe lângă x. Ai zis că scoateți ceva de acolo. 3. Punem așa o paranteză de 3 pe lângă... x plus 13. 3x, x. Chiar. 3x, da. Chiar 3x. 3x pe lângă x plus 13. Pe lângă... Plus, mai departe, Miruna, dintre 4x și 52, scoatem factor 4, pe 4. 4 pe lângă x plus 13. Plus 13. Dăm factorul pe x plus 13. Și egal mai departe cu minus 8 pe lângă x plus 13 într-o paranteză. Pe lângă 3x plus 4. 3x plus 4. Și abia acum am ajuns. Iată, cu ocazia asta am avut posibilitatea să vă spun. Pe varianta cu ridicat la pătrat, finalizarea e greoaie. Aici trebuie să fii artist. E, ca mult, să e vezi. Mult mai fain pe la sigur doar... Sigur că da. Te duci pe produs deodată. E mult mai bine. Da. 59.